Iubirea e ca fumul de țigară. Vine și pleacă. Relație găsești la orice colț de stradă. Banii nu-i luăm din pom. Sunt pregătit, abia aștept să impresionez juriul. Azi vă voi pregăti un muș de vită, stilul englezesc. Eu nu am emoții, nu am avut niciodată. N-am avut emoții când m-am căsătorit apoi, acum. L-am întâlnit în Marea Britanie pe Philip Christian Clements, actualul meu soț și acum. Nu mai profesează, însă este încă preot. Având vârsta de 77 de ani când l-am cunoscut, 4 operații la inimă, Parkinson, operație de prostată, demență. Nu am putut avea o relație intimă cu el. Au, m-am ars. Au. Bun. La nuntă a fost superb. Am avut preoți invitați. Căsătoria a fost una obișnuită, normală, la starea civilă, după care am avut o petrecere cu prietenii. Acum nu mai suntem împreună. Astăzi mă susține iubitul meu. Jeronimo Jesus de Vega, un spaniol, să spunem om de afaceri. Suntem împreună de aproape un an de zile, ne înțelegem foarte bine. Are o fată, a fost căsătorit cu o româncă și într-un final a decis și a spus ceea ce este. S-a despărțit, iar copilul este la el. Ne locuim toți trei împreună. Filip a înțeles foarte bine relația mea între mine și Jeronimo. Și am venit cu el, foarte fericit și el. Deține 3 restaurante în Spania. Acum eu nu lucrez, sunt întreținut de către Jeronimo. Mă simt foarte bine în pielea mea. La șef la cuțit am venit pentru că este o experiență nouă. Și vreau să demonstrez celor de acasă că știu să și gătesc. Ne-am întors la cuțite, printre ingrediente, concurenți și concurente și pretenții de șefi. Mă simt foarte bine în pielea mea. La șef la cuțit am venit pentru că este o experiență nouă. Și vreau să demonstrez celor de acasă că știu să și gătesc. Hai să vedem. Luăm banii sau nu-i luăm? Aripioare la grătar, aripioare la grătar, să mâncăm o aripioare și să mai bem un pahar. Floricele de porumb, eu le fac, eu le mănânc. Să vezi floricele acum, platou, acolo. Hai, da, vreau să sparanghel. Hai, mă, n-ai cum să le găți, să le... Băi, ești nebun, fii atent. Roast beef. Roast beef, băi. Bă, ce e asta? Yorkshire pudding. A, știut, frate. Sosul lipsește de aici. Ia uite, ce sos, dragă? Asta mănâncă englezii duminica, să știi. Exact. Mă, și-ați cartofi sau napi? Hai, mă, că-s cartofi. Ole! Va? Gina sau e mama Jenny? Nu știu, mai cineva mama care bate. E Fred Astaire, n-am scăpat de step. Ce faceți, mă, aici, măi, oameni? Ce faceți? Ce scandalos stai aici, mă, frate? Gina. Dar nu mai putem să jurizăm. Învățam niște coași de flamenco. Mă, iubitul tău știe ce faci tu aici? Da, pentru el învăț. A, ce asta e? Dans de nuntă? Stai, mă, să vedem, mă, și pentru noi. Pentru el învăț. Asta e dans de nuntă, mă, mai nou? Yes, da. Bine. To work, mister, please, can you keep it down, okay, lower? Scuze. Thank you. Sorry. Mă țineți în suspans. Numără banii, ce faci? Băi, e flexitarian, ce vrei acum? Hai, mă. Ia uite. Ți-am zis, bă? Bună seara. Bună seara. Bună seara. Numele meu este Florin Marin. Am venit din Spania. Care e viața ta, omule? Ce cauți? Ce-s cu pantofia de bling bling? De aur. Aur. Sunt primiți cadou de la fostul meu soț. Fostul tău soț? Da, sunt primul român căsătorit cu un preot britanic. Preot? Da, fost preot britanic în vârstă de 79 de ani. 79 de ani? Da.
peste câteva zile va avea 80. 25. Da. La Filip, în ciuda răutăților pe care le aud de zi cu zi, m-a atras el. Am învățat foarte multe lucruri de la el. Cum să vorbești, cum să respecti, cum să iubești, cum să fii acceptat într-o societate normală. Și de ce v-ați despărțit? Nu au decurs lucrurile așa cum ne gândeam că vor decurge. Și devenea acea monotonie în care nu stă cu piciorul pe masă, nu mânca pe masă, nu pune pisica pe masă, nu lăsa pisica să mănânce din farfuria ta de dimineață la breakfast. Și începem să ne certăm, explodam. Cu 4 ani în urmă, eu am plecat în Marea Britanie. Singurul lucru pe care l-am găsit în bucătărie, am spălat vase prima oară, după am devenit ajutor de bucătar. După un an și 3-4 luni, am ajuns bucătar. Șef? Într-un pub, da. Cum ai reușit să ajungi atât de repede șef bucătar? Călcând pe cadavre. Adică am băgat intrigi între șeful localului și șef bucătar care era pe vremea aceea acolo. Ești iubit ca șef? Am fost, da. Cât nu timp ești? Am lucrat acolo, dar nu mai sunt acum. De ce? Nu, pentru că am decis să fac cu totuși cu totul altceva. În ce domeniu ai început să bagi intrigi? Am început... Nu, prima oară am început cu agenție de modeling, după care cu mai multe reviste, după care căsătoria mea cu preotul englez, care a fost cea mai tare bombă. Cum te te-ai îndrăgostit de el? Iartă-mă că te întreb. Adică... Nu era nimic despre dragoste în chestia asta. Cu Filip cunoșteam o altă latură a vieții și a oamenilor în cercul în care el se învârtea. Oameni care știau ce vreau de la viață și în viața lor nu exista nu pot. Exista da sau nu. Ce te-a îndemnat acolo? Adică ce ai urmărit? Adică avea bani? Bani avea, normal. Că e rușine să întrebe. Las că te întreb eu. Bani avea? Da, bani avea. Bogat era? Da. Ieri prima oară a luat 100.000. Și am cheltuit 100.000 într-o lună de zi, în vacanță. După care ne-am întors înapoi pe zero. Și ce ne-am gândit eu? Ia vinde tu casa. Da, o vinde. Am vândut-o, a luat 350.000. Cu ce mai avea el? 500.000 de euro. Am cumpărat aici, în București, la 100.000, cu ce am mai investit înăuntru cu 50.000, aia a fost și restul vacanțe și distracție, culbărele, shopping și prostii. Acolo cu ești la o prietenă de-a lui, în chirie. Okay. După divorț ai rămas cu ceva? Nu divorțe și nu voi divorța niciodată, pentru că voi pierde multe lucruri dacă voi divorța și nu. Am rămas cu o casă în București și ceva bani. Iar peste câțiva ani o să fiu văduv și o să-mi pun baticul negru gap. Case close. Da, case close, next step. Nu rezolvăm problema. Da, să zicem. Acum, și următorul target unde? Care e? Am cunoscut un spaniol citind presa din Spania. M-a căutat pe Facebook și m-a abordat. 49. Mai merge, stai. Cred că ai greșit vârsta totuși, adică. Da, dar și el are bani. Adică... A, bine atunci. Ai, băiatul care încerca să o cucerească pe Gina, acum da, exact. Și lui de dans. Nu am punctat pe vârstă, eu am punctat mai mult pe câte carduri ai în geantă și contul în bancă. Care e mai bogat, spaniolul sau... Bine, englezul nu mai are nimic, deci nu mai are cum să fie bogat. Păi acum el e bogat, că era englezul înainte. Dacă stăm să ne gândim puțin, spaniolul, pentru că el poate într-un an de zile sau în 2 ani de zile să facă 500.000 de euro. Pe care eu, poți soțul cheltuim... meu, i-am cheltuit în 2 ani de zile de relație. 30.000 premiul nostru, bă, cam puțin. Nu-i cam mare derajul pentru tine? Nu, pentru că cu 30.000 de euro pot să-mi cumpăr 4 genți. Ok. Și atât. Mă, da, ce trebuie să faci cu atâtea genți? Acum, frățiorul meu, iartă-mă că te întreb că... Câte bărchinuri ai? Nu, eu nu merg pe acest brand, merg pe alte branduri. Care? Gucci, Versace, Chanel, nu Barbary. Nu spune de Gucci că nebunesc, care mă termin. Da, noua colecție. Dar tu de unde știi, mă, de jeans de astea de la asta? Mă, când ies pe stradă așa, mai sară mult. Aș vrea să le iau și eu la fete câte, dar nu pot, să uite așa. E 5.000-6.000. Auzi, mă, da, de ce nu discuți cu el despre jeans? Că pe bune să pricepe mai bine ca mine. Chiar atât de
El e la avansat, mă, el e la... Se întâlni ca aia mică, abia... Eu abia... Ești la plicuri! Deci, nu! Deci ești la plicuri! Eu era la gentale aceea! Banii vin și pleacă întotdeauna. La Filip erau... Ăștia sunt, alții nu mai sunt. La el vin, pleacă, vin, pleacă, cam zgârcit, dar... E bine. Câteodată se mai întâmplă să intri și într-o depresie. Depresia pe care am avut-o de 5 zile în care am plâns, am fost cu iubitul meu în Puerto de Vanos, unde vin numai oamenii vocați de pe planeta asta. Și era un ceas la 35.000 de euro și o nouă geantă, dar era 3.500 de euro. Și n-a vrut să-mi ia niciuna. În afară de genți, te mai îndrăgostești de altceva? Nu. Toată omul e pe făcut cașcaval. Restul nu contează. Gătești pentru prieten, pentru, nu știu, pentru noul iubit? Pentru noul iubit am... Da, are i-am gătit și lui. Cârciu, ce să-i mai gătească? Nu, noi nu muncim niciunul în restaurante. Noi doar când venim, vedem dacă este curățenie, mâncăm, luăm bani și plecăm. Corect. Și eu stau în mijlocul patului și îi număr. El muy ocupado. Ăștia sunt pentru geantă, ăștia sunt pentru plajă, ăștia sunt pentru... Salarii. Da. Dacă ar merge mai departe, în ce echipă ar vrea să facă? Da. Da, corect. Asta, asta e întrebarea sezonului. Șef Florin. Prietene, e groasă. Ai băgat cartofi în blender. Ai uitat carnea în cuptor sau ce ai făcut cu ea?